Bună seara! După cum cunoașteți, astăzi am desfășurat consultări cu fracțiunile și grupurile parlamentare cu privire la situația politică din țară. I-am întrebat cum văd ei rezolvarea problemelor țării. I-am întrebat cu ce partide politice sunt gata să formeze majorități, dacă sunt gata, și respectiv să-și asume guvernarea și, în general, am discutat despre problemele cu care se confruntă cetățenii, inclusiv din cauza impasului politic în care ne aflăm. Am constatat că nicio formațiune politică din Parlament nu își asumă deschis că face parte din vreo majoritate și, respectiv, să poată să propună un guvern. Am constatat de asemenea că toate formațiunile politice din Parlament pledează pentru alegeri parlamentare anticipate. Este adevărat, cu anumite diferențe de nuanțe. Unii consideră că aceste alegeri trebuie să se întâmple cât de curând posibil. Alte formațiuni politice consideră că aceste alegeri anticipate trebuie să se întâmple un pic mai târziu, dar, repet, absolut toate formațiunile politice din Parlament sunt de acord că acest Parlament trebuie dizolvat și oamenii trebuie să aibă această posibilitate să aleagă un Parlament nou care să-i reprezinte. Și mai important, acest deziderat, această necesitate a alegerilor parlamentare anticipate este împărtășită de către cetățenii Republicii Moldova. Cetățenii Republicii Moldova spun de mai mult timp că vor să obțină dreptul de a alege un parlament care să-i reprezinte. Dezgustați de lucrurile care s-au întâmplat în această perioadă în Parlament, și aici mă refer la traseismul politic, aici mă refer la acțiunile irresponsabile, inclusiv din ultimele săptămâni, ale unor partide politice care au adoptat decizii care blochează asistența externă a țării pe timp de criză, atunci când e mare nevoie de asistență externă, au adoptat decizii care fac mai dificilă viața cetățenilor, viața agenților economici, în loc să contribuie la bunăstarea cetățenilor țării noastre. Respectiv, pornind de la discuțiile pe care le-am avut astăzi și pornind de la situația cu care ne confruntăm, situație complicată, voi veni în scurt timp cu propunerea sau cu soluția pe care o văd eu, cu calea pe care o văd eu pentru a ieși din acest impas politic și respectiv economic. Vă mulțumesc! Stimați colegi, reprezentanți mass media, vă rog, cine vrea să adreseze o întrebare, să apropie. Bună seara, Daniela Andreev, ProTV. Doamna Sandu, am auzit și noi astăzi poziția fiecărei fracțiuni și vrem să știm ce urmează mai departe. Am văzut că unii optează pentru alegeri anticipate cât mai repede, unii vor un plan anticriză, unii vor un guvern provizoriu. Care este poziția dumneavoastră? Așa cum ați spus și dumneavoastră, așa cum am menționat eu mai devreme, există consens cu privire la necesitatea declanșării alegerilor anticipate. Există puncte de vedere diferite când acestea ar trebui să fie declanșate și, în același timp, au fost mai puține propuneri concrete cum declanșarea alegerilor anticipate ar trebui să se întâmple. Noi cu dumneavoastră cunoaștem care sunt prevederile constituționale pentru declanșarea alegerilor anticipate. Ele sunt clare, discutate în societate. Și pornind de la aceste discuții și de la ceea ce scrie Constituția, eu voi veni în câteva zile cu calea pe care o consider eu corectă pentru ca să urmăm. Veți veni cu o propunere de candidatură? Voi veni în câteva zile cu această propunere. Nu vă sperați. Dar cine urmează să asigure interimatul funcției din 1 ianuarie, după ce domnul Chicu pleacă? Avem un guvern, chiar dacă este în exercițiu și chiar dacă o parte dintre miniștrii au anunțat că pleacă,
Este un guvern numit de către Partidul Socialiștilor și, în conformitate cu prevederile legale, acest guvern rămâne în continuare în funcție și trebuie să-și îndeplinească atribuțiile, așa cum spune legea, să-și îndeplinească responsabilitățile față de cetățeni. Dar, totuși, pe 31 decembrie, domnul Chicu, împreună cu alți patru miniștri, pleacă și, practic, cele mai importante ministere care să asigure, nu știu, cât de cât gestionarea acestei crize în care ne aflăm, vor rămâne fără conducător și atunci vrem să știm dacă v-ați gândit deja pe cine veți numi în calitate de prim-ministru interimar. Am solicitat informații de la mai multe ministere despre situația curentă și în special despre situația bugetului, despre situația sanitară, pentru că aici sunt problemele majore. Și în momentul în care o să am aceste informații prezentate de către ministere, o să vin cel mai probabil la începutul anului 2021 și o să vă prezint și dumneavoastră această informație despre situația reală din țară. Altfel, în conformitate cu legea, legea prescrie foarte clar ce se întâmplă cu înlocuirea miniștrilor care pleacă și aceste funcții care rămân vacante vor trebui să fie suplinite din contul miniștrilor, dacă vorbim despre funcția de prim-ministru, deci din contul miniștrilor care nu pleacă, deci cei care sunt mai puțin lași. Bună seara! Bună seara! Телеканал Акцент ТВ, Ольга Зитковски, коментатор. Сказать лимба де рус, спрашивает. Госпожа президент, вас не смущает, что в вашей команде советников есть две персоны, которые нельзя называть с незапятнанной репутацией? Это бывший министр. Не выспарается никогда та репутация, которая с запятнанной репутацией. Среди ваших советников есть два советника. Это Вячеслав Негруца, бывший министр финансов. Он проходил по делу уголовному, и Лилиана Анофрий, которая у вас советник в области образования, которая была замечена в плагиате. Вас не смущает этот факт? В первую очередь, dumneavoastră aici veniți cu niște acuzații absolut false și în raport cu plagiatul, deci este o acuzație absolut falsă și v-aș recomanda să vă documentați și să nu dezinformați cetățenii, pentru că dumneavoastră aveți o responsabilitate foarte importantă să informați obiectiv cetățenii. Și în al doilea rând, în raport cu domnul Negruță, acest dosar a fost unul politic și domnul Negruță și doamna Liliana Nicolaescu-Onofrei și ceilalți consilieri pe care i-am numit sunt oameni integri, integri în adevăratul sens al cuvântului și într-o zi o să avem, sper eu, și organele ale justiției și mass media suficient de corect, așa încât aceste lucruri să fie reflectate corect. Mulțumesc mult! Nu există nicio îndoială în raport cu integritatea oamenilor din echipa mea. Vă mulțumesc! Спасибо большое! Еще последний вопрос. Вы отказались от идеи снести забор вокруг этого здания? Pentru moment am deschis porțile și sper că dumneavoastră vă simțiți liber și puteți să vizitați sau să vedeți curtea președinției și mi se pare firesc ca instituțiile statului să fie deschise. Acum ne concentrăm pe subiectele de importanță majoră și astea țin de faptul că avem un guvern în demisie de unde pleacă miniștrii fără să își îndeplinească sarcinile până la sfârșit, de faptul că avem un parlament blocat în care o anumită majoritate care se rușinează să recunoască că este majoritate a adoptat legi împotriva cetățenilor. Deci avem foarte multe probleme urgente pe care trebuie să le rezolvăm. Mulțumesc mult! Bună seara, Carolina Ambețivu, Televiziunea Centrală. Doamna președinte, Partidul Șor, după întrevederea cu dumneavoastră, a declarat că este gata să-și asume guvernarea. Cum comentați acest lucru, că dumneavoastră ați spus că nimeni din cei care ați, cu cei care ați discutat astăzi au, adică nu sunt gata să preia această... Repet, nimeni din cei cu care am discutat astăzi și am discutat cu toți, cu toate formațiunile, nu și-a asumat deschis că face parte din vreo majoritate parlamentară care ar putea să susțină un guvern.
Asta a fost o constatare valabilă pentru toți. În același timp, toate formațiunile susțin ideea alegerilor anticipate. Deci, stimați colegi, dacă nu mai sunt întrebări... Vă mulțumesc frumos și vă urez o seară bună tuturor!